Radio Moldova Moldova Al meu, al tău, al tuturor, al tuturor. Spațiu public, dezbateri și opinii. Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Din regie vă salut Lilian Secară, de la microfon Tatiana Fischer. Emisiunea poate fi urmărit de asemenea pe site-ul trm.md, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Astăzi, în spațiul public, vorbim despre oportunități, posibilități de accesare a programelor europene de suport direct pentru cetățeni. Vorbim despre promovarea programului european CIPES în Republica Moldova. În traducere vom spune că este coeziunea europeană prin programe de susținere pentru individ primar și antreprenor. În studio este domnul Iure Calestru, director al Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor Moldova, IDEP Moldova. Domnule Calestru, bună dimineața, bine ați revenit în studio. Bună dimineața și bine v-am găsit. Trebuie să spunem că vom lua legătura și cu domnul primar de Feștelița Nicolae Tudoreanu ca să îi aflăm opinia asupra acestui proiect ECIPES în Republica Moldova și cu domnul Petru Vinar de la Societatea Ecologică Biotica. Domnule Calestru, am promis și în emisiunile anterioare, vorbind despre acest program, că vom urmări, noi cei din mass media, vom urmări felul cum evoluează, cum se promovează și ajunge să fie implementat. Este un caz, așa mai special, când un program este elaborat de, de experți, de oameni știutori, susținut acest program de o parte a populației și promovat inclusiv la nivel european cumva nu, nu, vreau să zic ocolind instituțiile statului sau autoritățile statului, dar cerând și suportul acestora. Deci un program care a pornit de jos, hai să zicem așa, de jos și ajunge să fie implementat și promovat și implementat. E bine, la ce etapă sunteți? Deci, în primul rând, aș vrea să revin asupra faptului, presupun că mulți dintre radioascultătorii noastre încă nu cunosc programul Incipius, are trei componente. Prima componentă este finanțarea cetățenilor, 200.000 de familii pentru, pentru, renovarea echipamentelor electrocasnice, trei tipuri de echipamente, televizor, frigider și mașină de spălat, rufele și utilizarea celor vechi cu oferirea unui voucher de 100 euro care poate fi materializat la un magazin de electrocasnice. A doua mare categorie sunt autoritățile publice locale, primăriile care având înfrățiri active cu ce opțiune activitate anual, inclusiv și online, pot accesa fonduri europene uh, pentru un proiect de uh, susținere de 10.000 de euro, uh, a cărui valoare nu depășește 20.000 de euro, susținere europeană. Și a treia mare categorie, 2.000 de tineri, ce vor lansa uh, afaceri cu componenta ECO, uh, cu componenta de grant pentru două tipuri de afaceri, servicii 5.000 de euro și uh, producție 15.000 de euro. De ce este important acest program? Pentru că exclude uh, procedurile birocratice, uneori anevoioase și de durată, uh, oferind accesul direct a cetățeanului primarului și tânărului uh, pentru a beneficia de susținere europeană, cum ați spus și dumneavoastră, ocolind uh, inclusiv și autoritățile, dar aș spune mai mult, asigurând contactul direct așa încât cetățeanul, tânărul și primarul, cu semnătura electronică, mulțumită digitalizării, pe care noi toți o parcurgem din cauza și mulțumită acestei pandemii în care ne-am ciocnit sau ne-am regăsit toți, deci cetățeanul, tânărul și primarul va putea avea direct contact cu Comisia Europeană, va putea semna contractul și beneficia prin uh, posibilitatea de a interacționa direct cu Comisia Europeană, accesând aceste fonduri. Uh, o să mă întrebați uh, de ce este atât de important acest program. Uh, cunoaștem tot situația. De 11 luni uh, trăim toți o nouă realitate, o realitate în care uh, normalitatea este deplasată de la ceea ce trăim noi astăzi. Vorbim de contactul social, de evenimente, de deplasări, de job chiar de multe ori și ne-am ciocnit în situația când foarte multe persoane, dar foarte multe persoane, printre care și antreprenori, cetățeni, migranți, diaspora, sau au ciocnit și se ciocnesc de probleme foarte acute, inclusiv și economice, în aceste situații, oamenii trebuie susținuți direct, concret și rapid. Pentru că noi toți ne dorim schimbarea și ne-am bucurat, precum, precum și eu, atunci când am constatat că avem o nouă președintă care parcă a trezit un pic speranța în ochii multora dintre noi, dar crizele vor continua, din păcate, pentru că instabilitatea ne bate la ușă zilnic și, din păcate, nici pandemia nu, nu, pare să se termine. Și atunci oamenii ar vrea să fie susținuți, oamenii ar vrea să poată accesa și ei fonduri europene, pentru că excelența sa, doamnă președinte, și bucură de o susținere nemaipomenită a tuturor actorilor cheie din Europeană, din Occident, și credem că, inclusiv și posibilitatea prin care i-am lansat dumneavoastră invitația sau scrisoarea cosemnată de peste 148 de personalități, instituții, uh, antreprenori, experți, uh, inclusiv și autoritățile publice locale din Republica Moldova și România, care reprezintă aproximativ 1,5 milioane de oameni, 1,2 din România și 0,3 milioane din Republica Moldova, uh, ar aduce un pic de Europa în casă, localitatea și mica afacerea cetățeanului. Domnule am văzut și eu această scrisoare pe care ați adresat-o președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Am văzut și semnăturile care merg după textul acestei scrisori. Sunt multe semnături, în special primarii susțin această idee, acest program, ong de mediu, pe cine am mai văzut eu? Multă lume. E bine, întrebarea mea, cum să vă susțină, în ce fel să vă susțină domnul, doamna președintă? Deci, aș vrea un pic să ne referim asupra contextului. Adică, adică ce poate da. face un președinte în acest caz? Nu? Am ajuns la nu ultima etapă, ca... decizia politică. Deci pentru ca programul să fie realizat într-un beneficiu cetățenilor Republicii Moldova, revin încă o dată 200.000 de familii, fiecare a două primărie și 2.000 de tineri, trebuie un lider politic din Republica Moldova să susțină și atunci Uniunea Europeană va da curs acestei posibile inițiative, poate și istorice, de ce nu, dar e Uniunea Europeană sau Comisia Europeană cu certitudine că așteaptă ca cineva să susține din liderii politici uh, această inițiativă. Adică trebuie să vină măcar un semn de la autorități. Măcar o semn, măcar o scrisoare de susținere, un mesaj, orice. Pentru că în momentul în care, uh, inclusiv precum și dumneavoastră, dar și toți noi astăzi având, sau majoritatea rețelei de socializare, nu cred că sunt prea mulți oameni care nu cunosc despre programul respectiv pe care noi de aproape 20 de luni îl uh, 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 consultăm, informăm uh, prin toate uh, cancelarele, instituțiile, inclusiv mass media, și beneficiarilor, am uh, obținut inclusiv și niște uh, rezultate frumoase, în vederea faptului că uh, am obținut și din uh, cadrul instituțiilor europene niște rezultate nemaipomenite, prin care sperăm noi că am fost noi declanșatorii uh, acelui uh, text în uh, Uh, raportul uh, Parlamentului European privind acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, unde este expres stipulată dezvoltarea unei platforme pentru contact direct dintre uh, cetățean și Uniunea Europeană cu raportarea online. Ceea ce creează un cadru normativ și plus la aceasta, deja nu mai este doar o discuție teoretică sau o dorință a, nu știu cui, a unui ONG a unui, nu știu cum să-i spunem, activist visător sau mai știu eu, precum Gabriel și eu, care suntem coautorii, dar este deja și un program care a fost susținut de multă lume importantă. Printre oamenii foarte să aș putea să nominalizez câteva persoane. Dar acum avem legătura cu domnul primar Nicolae Tudoreanu, primar de Feștelița, raionului Ștefan Bodă. Noi deseori sunăm într acolo, la Feștelița, pentru că acolo, la Feștelița, se implementează multe proiecte de eficiență energetică și nu numai. Și este, în general, un primar și o primărie deschisă pentru colaborări și deschisă pentru progres și pentru și pentru ideea de a face viața mai bună aici în Republica Moldova. Domnule Tudorianu, bună dimineața! Da, bună dimineața! Spuneți-ne, vă rog, dacă ați auzit, cunoașteți ce presupune programul ECIPES și dacă cu adevărat primăriile, administrațiile publice locale s-ar integra în acest program și, în general, dacă vedeți niște beneficii Bineînțeles că am auzit, pentru că am și participat din start la promovarea acestei idei odată ce a fost lansată în spațiu public, pentru că ne bălăcim de mult în îmbrățișarea dezvoltării europene în rândul populației și nu avem un program care să apropie și să îndrăgească, de fapt, cetățenii Republicii Moldova valorile europene la direct și am observat că acest program oferă aceste oportunități pentru ca finanțările europene să ajungă direct la cetățeni prin acest program și să cuprindă de fapt o arie foarte largă de instituții publice și cetățeni prin care să dovedim noi împreună societatea că suntem partea valorilor europene și ne pasă, de fapt, de dezvoltarea acestei țări după principiile pe care deja bă, au fost bă, foarte bine realizate în țările cu un grad avansat de civilizație. Domnule Tudorianu, eu citesc din program. Programul oferă posibilitatea autorităților publice locale din Moldova și România, Europa, care au acorduri de înfrățire active cu, cu cel puțin un an de activitate, da? se poate accesa în formă de parteneriat fonduri europene. Am vrut să vă întreb, Feștelița, ce parteneriate are cu care dintre localitățile din România sau poate din altă parte, din, din Franța? Mai multe parteneriate, în primul rând cu autorități locale din România și ONG-uri de acolo. Mai avem un parteneriat foarte lucrativ cu o municipalitate din Letonia, ia un împins distanță cam 100 de kilometri de la Riga. Încercăm acum să ne găsim parteneri prin Polonia. Adică avem deja o experiență în, parteneriatele cu administrații locale din alte țări și acest lucru nu numai noi l-am făcut, l-au făcut foarte multe primării și acolo unde o să observați că este o creștere a de modernizare a autorităților, toate sunt bazate pe preluarea experiențelor din Occident, și nu de altă parte, pentru că acolo, de fapt, vine inspirația reală în dezvoltarea localităților noastre. Dați-ne o idee ce s-ar putea realiza în cadrul unor eventuale parteneriate de acest fel, în cadrul programului CITES. Păi, eu, în primul rând, mi-aș dezvolta, am o zonă geografică, care are un potențial turistic destul de ambițios, și aș a, face studiu de fezabilitate și aș a, a, organiza niște a, activități de sport extrem, pentru că am și denumit a, zona respectivă satul dintre cele șapte râpi. Sunt șapte râpi foarte pitorești și aș vrea să le punem în circuitul turistic, a, dar fără o susținere financiară, fără o o expertiză a unor parteneriate care deja cunosc acest domeniu, nu -l putem realiza decât prin eforturi comune cu autorități din țările Spațiului European. Da, ce frumos, șapte râpi care trebuie să, să fie, să se transforme în ceva frumos. <laughs> visul meu de câțiva ani este acest vis. La toate cele care deja s-au realizat, ăsta este acum, așa să zic eu, un vis, o idee care lucrez asupra ei și sper eu, nu numai din mijloacele Uniunii Europene, dar să facem un proiect prin sinergia mai multor finanțatori, inclusiv prin programul care îl promovează domnul Calestru. Da, domnule Tudoreanu, același program presupune suport pentru tineri antreprenori și mai ales antreprenoriat pe, pe domeniile eco, adică antreprenoriat ecologic. Spuneți-ne, vă rog, la Feștelița, pentru că spuneați, e un sat mare și are populație multă, ar fi tineri care ar dezvolta antreprenoriat cu suportul Uniunii Europene, antreprenoriat de tip eco. Bineînțeles, uh, satul este unul mediu, avem cam 3.000 de locuitori, uh, Moșia totală este cam de 3.000 de hectare, dar uh, cu regret nu avem producere uh, uh, agricolă la, în localitate absolut deloc. Uh, sunt foarte mulți tineri care deja, uh, vreau să vă zic, încearcă să-și construiască și case individuale. Uh, se simte o ușoară revenire la, la, la rădăcinii. Dacă localitatea noastră n-a avut niciodată casă cu două nivele, acum iată că apar încet ușor și și ei se construiesc din contul remitenților care vin din Uniunea Europeană și observ că se și întorc câteva familii care au ca scop producerea, având la bază experiența pe care au văzut în statele europene. E bine, același în program începe să vrea, și propune să, facem schimbul și marea schimbare pe domeniul electrocasnicilor, să le dăm pe cele vechi și să primim noi, altele noi, eficiente din punct de vedere energetic. Cei de la Feștelița s-ar implica și-ar și -ar dori această schimbare. Aici, 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 este și cereașa de pe tot acestui program, pentru că foarte multă lume cunoaște că acest lucru se realizează în țările europene, dar beneficiile civilizației europene vor fi simțite anume prin acest, această activitate, prin finanțarea înlocuirii electrocasnicilor cele consumatoare exagerate de resurse energetice, înlocuite cu unele eficiente energetic. Și, de fapt, am Urmăresc cu atenție uh, uh, promovarea acestui program și finanțarea lui până la urmă, pentru că uh, sunt sigur că vom găsi și se vor găsi uh, potențial beneficiari acestui, uh, acestui program. Uh, fără îndoială. Da, domnul Nicolae Tudoreanu, vă mulțumesc pentru acest dialog, uh, vă doresc succes și o zi bună. Vă mulțumim. Foarte bune, toate bune. Ora 10 și 32 de minute, aici e emisiunea în spațiu public, o emisiune în care vorbim despre oportunități, posibilități de a accesa programe europene de suport direct pentru cetățeni, pentru cetățenii Republicii Moldova. Vorbim despre cum este promovat programul ICIPIS și interlocutorul meu aici în studio este domnul Iure Calestru, director al Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor Moldova, AIDEP Moldova. Uh, întrebarea mea, până să luăm legătura cu, cu domnul primar Nicolae Tudoreanu, vă întrebam în ce, în ce fel vă poate ajuta președintele Republicii Moldova. Cu certitudine, cu scrisoare? Uh, ca, să, ca să ajungem la finalitate, ca să ajungem cel puțin. Nu, să, să ajungem la începutul implementării, nu la finalitate. Finalități ar fi mai multe, da? Uh, noi am invitat excelența sa să patroneze chiar programul așa încât să aducă fondurile europene în casa 200.000 de familii, 2.000 de tineri și 500 de primării, aceasta neînsemnând careva modalitate absolut tranșant descrisă. Sigur că orice mesaj va fi salutabil din, de autoritățile din Bruxelles, care cu certitudine Cunosc despre acest program pentru că noi pe tot parcursul promovării acestui program am avut direct interacțiune cu persoanele cheie din instituțiile europene, când vorbim de persoanele cheie, vorbim de ex-președintele României, domnul Traian Băsescu, vorbim de susținerea așa personalități destul de importante, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru parteneriatul estic care au cosemnat, spre exemplu, o întrebare scrisă către Comisia Europeană încă în 4 martie 2020, printre care s-a regăsit și uh, părintele parteneriatului estic, așa-numit domnul Sikorski, uh, printre care s-a găsit și președintele Delegației pentru Inovare, Cercetare și, uh, uh, deci, și Dezvoltare, domnul uh, Cristian Bușoi, printre care uh, ex-premierul Lituaniei domnul Kubilius, care... Uh, Uh, este și președintele delegației de afaceri externe, printre care au fost și președintele delegației uh, IPP din Polonia și multe alte personalități care au susținut nu pe IDEP Moldova sau pe Iurie și Gabriel care au venit cu acest concept acum 19 luni în urmă, dar ne-au susținut pe noi, pe cetățenii Republicii Moldova să putem și noi uh, să oferim exact cum există fonduri pentru contact sau fonduri direct orientate pentru contact direct între ONG, autorități publice centrale și antreprenori pe instituții financiare locale, exact așa să ofere și fonduri pentru a fi direct accesate pentru cetățeni, tineri și primari. Undeva poate restabilind adevărul, așa încât și cetățenii primarii și tinerii direct să poată interacționa cu Comisia Europeană, că toți au destulă inteligență, mă scuzați că o să, mă, o să spun așa, încât fiecare să poată direct accesa aceste fonduri. Pentru că mulțumit faptului că acum toți suntem interconectați prin diferite... Uh, telefon, tabletă și, uh, și calculator, ca să nu-i spun gadget, ca cum așa spun exact. copiii. Da? Deci, uh, liber ne putem conecta, și majoritatea dintre noi, cu un cost simbolic de 10 lei lunar, putem să beneficiem de semnătură electronică care se face spre exemplu la operatorul de telefonie mobilă. Și atunci oricine poate accesa, inclusiv semna uh, documentele necesare pentru o aplicare la acest program. Așa încât, uh, din păcate, urmează următoarele perioade să avem mai multe ru runde de restricții, din păcate. Eu nu vreau să o fac pe Nostradamus, dar noi vedem ce se întâmplă în jurul nostru, vorbim de Uniunea Europeană. Și în aceste condiții, oamenii petrec tot mai mult timp în locuințe. Conform cercetărilor, anul trecut, în anul 2020, luna septembrie a fost o lună în care magazinele de vânzări a electrocasnicilor au, au, au marcat o creștere a vânzărilor comparativ cu 2019, fapt ce s-a datorat faptului că oamenii petrec mai mult timp în locuințe, că au nevoie de mai multe electrocasnice, sigur că eficiente, energetic dar și performante, dar ce fac cei ce nu și pot permite. Inclusiv și uh, am fost onorați să constatăm că Posibil în urma mai multor discuții, dezbateri și dialoguri la nivel foarte înalt în Europeană, inclusiv și Comisia Europeană a făcut un studiu în care a notat faptul că datorită echipamentelor electrocasnice energoeficiente, se pot economisi până la 150 de euro lunar, inclusiv și în cadrul rețelilor de socializare, în una dintre știri Noi am am plasat inclusiv și această știre și mai nou, recent, chiar acum două zile în urmă, Uniunea Europeană a inițiat sau a lansat noua inițiativă Bauhaus în care invită cetățenii, inclusiv arhitecții, reprezentanții din mai multe domenii, să participe la o rundă de discuții, bară, dezbateri, bară, consultări, pentru a aduce pactul ecologic mai european, Uh, mai aproape okay. de oameni. Pentru că. Toți, pactul verde european. Pactul. Da, 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 corect se spune pactul ecologic european. Da. Da, uh -huh. deci. Eu, pentru că am fost și noi corectat, chiar de domnul Aurelian Isac, care este. <laughs> uh, este coordonatorul EU for Environment în Republica Moldova, dar inclusiv și am reușit să ajungem la urechile mai multor decidenți explicându-le, poate noi, dar poate și mulți alții ca noi, că de fapt cetățeanul asigură implementarea acestor practici eco. Și da, sunt și industriile, dar în ultima instanță omul este cel ce va asigura implementarea și rezultatul. Pentru că aceste prevederi a pactului ecologic european, paralel cu sacrificiile enorme, și vorbim de sacrificii inclusiv și financiare enorme pe care Uniunea Europeană le va le va face, nu știu, deci trebuie să fie în tandem cu ceea ce va face și cetățeanul. Da, acum cetățeanul probabil se întreabă, unii cetățeni eurosceptici se întreabă, dar ce interes are Uniunea Europeană să ne livreze nouă electrocasnice noi și să le ia pe cele vechi? O fi aici ceva, cumva, în spate ceva, vreo idee care poate să, cumva să atingă interesul economic al Republicii Moldova? Nu știu. Răspundeți-ne dumneavoastră, da? Deci, aici aș vrea să vă întreb un singur lucru. În momentul în care noi totuși să mărim, dar din păcate asta se întâmplă, numărul de gunoiști, pentru că autorizați cam puține avem în Republica o, da, Moldova, asta vorbim săptămânal, dar lucrurile nu se mișcă. Sau dacă adevăr. avem în general, Uh, și aș vrea să vă întreb câte din electrocasnicele din Republica Moldova se prelucrează sau se procesează sau electrice, da? Deci există câteva pro 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 proiecte, inclusiv și noi am uh, făcut câteva postări la capitolul respectiv. recycling, da, da. Da, mold, recu, mm -hmm. dar sigur că situația este mult prea departe de... Nu, e, ade e adevărat pentru că la aceste discuții uh, pe care le-am mai avut despre reciclarea electrocasnicilor, uh, ne întrebam, dar unde e un punct, unde e o, o să zicem, un punct de primire, de recepționare acestor electrocasnice și în tot cartierul în care locuiesc eu n-am văzut așa ceva. Probabil lumea așa și face, lasă electrocasnicile la, la intrările din blocuri, dar la țară nu știu ce mai fac, în râpă. Da, deci noi avem câteva poze, cred că fiecare dintre noi le poate face destul de simplu atunci când mergem la rude, la în localitățile rurale, în care gunoiștrii sunt invadate de electrocasnice vechi, inutilizabile, deseori chiar funcționabile, doar că moral degradate. Nu doar sau și, și nu fizic, dar moral, pentru că au 10 de ani și atunci oamenii preferă să cumpere altele noi și să nu depoziteze pe alea vechi la ei în anumite spații. M-ați întrebat ce ar câștiga Uniunea Europeană sau de ce Uniunea Europeană și-ar face griji pentru Republica Moldova în vederea electrocasnicilor uh, utilizate posibil în cadrul acestui exact. program 200 de... Asta 000... v-ar întreba și cetățenii, cei care ne uh, ascultă, da. Să le spunem lucrurilor pe nume. Dacă aici va fi un dezastru ecologic, deci asta deloc nu va fi bine pentru nimeni din regiune, ne mai vorbim de noi, pentru că asta se răsfrânge direct și asupra vecinilor noștri și în european, și în România, vorbim sigur, dar și Ucraina și cu certitudine că acest moment trebuie să fie luat în calcul. Iar plus la aceasta, multe dintre electrocasnice pot fi prelucrate și pot, poate fi obținut un beneficiu inclusiv și economic pentru prelucrarea acestor echipamente electrocasnice, pentru că cunoaștem foarte bine că multe dintre aceste echipamente electrocasnice conțin mai multe metale prețioase. Deci și atunci cu certitudine că ar putea exista și un anumit interes economic, doar că aici ar trebui un efort și nu depus doar de doi entuziaști, să le spunem așa cum este eu și Gabriel Mărgenianu, care de 19 luni investim din fondurile proprii a familiilor noastre și credeți-mă că asta nu este deloc ușor, informând autorități publice centrale, locale, europene, dar și locale. Noi credeam cel mai mult că ne va fi complicat să obținem sprijinul sau suportul actorilor de la nivel central din Uniunea Europeană, iar din păcate ne-am ciocnit în situația în care, da, vor fi multe probleme, să le spunem așa, în momentul când se va implementa programul, dar ele sunt soluționabile. Și eu cred că cele 200.000 de familii, fiecare a doua primărie și 2.000 de tineri merită acest efort. Și dacă să le spunem lucrurilor pe nume, mă scuzați că vă da, întrerup. Da, 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 nu, nu. Dacă să doar le spunem, am vrut să zic ceva. Nu, 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 nu. Dacă să le spunem continuați, lucrurilor continuați. Lor pe nume, deci este ar putea deveni și un program național. Un program care în jurul căruia am putea să ne uh, consolidăm, așa încât uh, inclusiv Astăzi să fie ECIPES pentru aceste trei uh, categorii și aceste trei uh, modalități de, oferi, de a oferi suport direct cetățanului, tânărului și primarului, iar în perspectivă am putea vorbi și de alte programe utilizând aceeași modalitate sau același model ECIPES. Pentru că în momentul în care deja există o bună practică de implementare a programului, uh, care își va dovedi cu certitudine uh, uh, deci efectele benefice, deci se poate replica și cu alte, cu alte componente. A, domnule Calestru, nouă, moldovenilor, probabil ne e greu să înțelegem, să concepem ideea că putem avea o relație directă cu Uniunea Europeană, ocolind autoritățile, instituțiile de pe loc. A, e posibil așa? Da, cadrul legislativ și acordul de... A, asociere cu Uniunea Europeană semnat de Republica Moldova, prevede expres suport pentru autoritățile publice locale și cetățeni în mai multe capitole. Sigur că noi avem extras aceste uh, prevede, fapt ce asigură cadrul normativ necesar pentru ca Uniunea Europeană, neavând semnat mai mult niciun document adițional, să poată să implementeze acest program de mâine. Pentru aceasta este nevoie de dorință politică. Pentru că presupun că mulți din cei care s-au interesat despre acest program, dacă nu o pot face, simplu accesând IDEP Moldova, deci în orice sursă deschisă și pot vedea tot progresul, dar oamenii așteaptă, oamenii din UE, în speță, să vadă că cineva mai susține acest program, pentru că o să râdeți, dar nici măcar noi nu vom fi implicați în realizarea de fapt acestui program, nu vom fi noi coordonatorii, în cel mai bun caz vom fi cei care vom explica uh, toate detaliile de ordin tehnic, vom participa în draftarea și uh, modelarea și buna funcționarea programului, iar programul va fi direct va fi aplicat. electronică, da? Absolut, va fi direct aplicat de uh, Comisia Europeană și direct contactul cu cetățean. Deci, raportarea, transferul, beneficierea, tot electronic. Pentru că să le spunem lucrurilor pe nume, în perioadă uh, nu prea îndepărtată, dorim sau nu dorim, și aici nu este teorie, va fi votul imp electronic implementat. Deci, odată ce cetățeanului îi va fi încredințată alegerea sorții țării, noi nu putem să avem încredere în cetățean să voteze electronic, dar să nu îi oferim fonduri Europene, prin alte mecanisme. Și, sincer, eu cred că ar fi restabilirea adevărului prin, prin care, precum și noi, ONG-uri, autoritățile publice centrale și antreprenorii, avem contact direct cu Comisia Europeană prin diverse programe, și cetățeanul primarul și tânărul trebuie și poate avea direct contact cu aceste fonduri. Pentru că au fost tratate în iulie 2020 40 de milioane, știm foarte bine că au fost tratate din cauza politicienilor irresponsabili. Din păcate, suntem noi toți victimele acestui fapt, dar mai sunt încă 50 care ar fi putut să fie accesate deja, dacă nu exista uh, anumite măsuri a politicienilor irresponsabili, dar termenul maxim pentru absorpția acestor fonduri este de septembrie 2021. Ceea ce iarăși creează premise prin care aceste fonduri pot fi din nou ratate de cetățenii Republicii Moldova. Pentru că acest, aceste fonduri sunt în ultimă instanță uh, destinate cetățenilor Republicii Moldova și autoritățile publice locale, autoritățile publice centrale ar trebui să le absorbe și să le distribuie conform acordului cu UE. Dacă vorbim despre un mecanism de, de aplicare, la aceste fonduri europene sau la aceste programe, e nevoie, va fi nevoie de creat o platformă specială, da? platformă da. digitală, specială, care ne va ține în contact direct cu Comisia Europeană, așa? Va fi vorba despre un site, EU4ECPS, EU4ECPS, precum este de obicei cu toate platformele create de Europeană, în care orice cetățean se va autentifica cu uh, numărul său de identificare cel de 13 cifre, ulterior posibil cu semnătura electronică uh, și ulterior având posibilitatea direct de a interacționa cu Comisia Europeană conform unor criterii bine stabilite, nediscriminatorii, ceea ce este foarte important și ar putea să um, impacteze inclusiv cu... Um, um, nu știu, diminuarea fraudelor în procesul de absorpție a fondurilor europene este un lucru inclusiv despre care trebuie să discutăm. Cred că trebuie să abordăm toate subiectele inclusiv și în acest aspect destul de sincer și transparent. Așa încât timpurile ne obligă. Deci. Da. Acum o lună sau acum o lună și mai bine ați adresat o scrisoare președintelui României, domnului Klaus Iohannis. Care a fost răspunsul la această scrisoare? Dumneavoastră ne spuneați că suportul României în acest proiect este unul esențial pentru că România este membra Uniunii Europene, pentru că România deja implementează programe similare, cum ar fi Rabla și probabil și altele despre care noi nu știm. Da, uh, inițial noi ne-am uh, uh, inspirat din componentele programului Rabla Electrocasnice, cu toate că programul este are mult mai multe și diverse componente uh, oferind posibilitatea maximă unui membru a unei familii de a accesa acest program, uh, preluarea echipamentului de acasă uh, dialog, dialogul direct prin platformă și multe altele din programul Startup Nation, care este în România, și din programul uh, uh, stimulării infrațirilor dintre primăriile din Moldova și Uniunea Europeană, uh, inclusiv și România, uh, dar cu mult mai multe componente, dacă vorbim de ECPS. Dar uh, la răspunsul, la solicitarea noastră, administrația prezidențială de la Cotroceni, uh, am avut o serie de corespondenție. Ne-a răspuns foarte clar că depășește competențele României în calitate de stat membru a Uniunii Europene și inclusiv și după alegerea unui lider pro-european susținut de toată lumea, cred că răspunsul era undeva recomandabil să ne adresăm liderului național, ceea ce noi de fapt ce am făcut. Dacă să abordăm cum am putut sau cum credem noi că totuși a impactat, inclusiv și această scrisoare și corespondența noastră cu administrația de la Cotroceni, posibil, programul guvernului României recent investit, 2020-2024, programul guvernului, așa numit guvernul Câțu, da, Florin Câțu, a, inclusiv prevede un anumit set de măsuri care pentru prima dată au fost propuse, vorbim de instituirea sau de recomandarea Comisiei Europene pentru ca a, delegația pentru relația cu a, dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul Uniunii Europene să colaboreze în strâns cu Republica Moldova pentru implementarea de faptul acordului de asociere. Credem că acest lucru și această delegație condusă de către domnul, de renumitul domnul Siegfried Mureșan va putea inclusiv să fie un suport direct pentru Republica Moldova ca să nu absorbim doar cele fonduri oferite Republicii Moldova, dar și altele care încă nu au fost oferite, pentru că aici este logica fondurilor europene. În momentul în care tu nu absorbi nici măcar ceea ce, ce, ce ți se oferă... Nu ești partener de încredere. Da. În momentul în care în 2017-2020 Uniunea Europeană a oferit cu atâta uh, deschidere... 100 de milioane de euro a fost memorandumul de înțelegere în care a fost propus 100 de milioane de euro, dintre care și din acele noi 40 le-am ratat. Deci, era o simplă întrebare. Dacă ar fi fost un indicator de performanță a autorităților publice, care au fost mai multe sau schimbat, care ar fi acesta? Dacă un tânăr antreprenor sau cetățean nu își îndeplinește activitatea. El nu este remunerat, sau mai știu eu, și în momentul când autoritățile publice ratează ceea ce îi se oferă, și nici măcar nu încearcă să valorifice altceva, este destul de. nu știu cum să aleg cuvântul, dar destul de mare semn de întrebare și destul de dureros. Pentru că, în ultima instanță, ceea ce facem noi, cum mi-a spus și o persoană foarte notorie, doar că nu aș putea să o nominalizez ar fi trebuit să facă mai multe autorități din Republica Moldova. Și nu să cerșim, cum a spus cineva, ne-a catalogat o colegă de-a noastră din domeniul mass media, susținere, că nu o cerem pentru noi, dar să fim avansați și susținuți. Pentru că nu avem ambiții politice, dar există niște oportunități care pot fi valorificate. Și ar fi păcat ca 200.000 de familii, 2.000 de tineri și 500 de primari să nu beneficieze de ceea ce este posibil de a fi realizat în perioada exact următoare. Da, întrebarea mea pe finalul emisiunii, dar poate mai fi și încă o întrebare pentru că avem 5 minute până la final. Deci, Uniunea Europeană caută parteneri de încredere oriunde se orientează, spre indiferent de regiune. Dacă nu găsește parteneri de încredere în cazul uh, guvernărilor, va găsi parteneri de încredere în cazul cetățenilor noștri, pentru că programul va fi adresat cetățenilor. Uh, cu certitudine că uh, cetățenii sunt cei care trebuie susținuți în aceste da. perioade. Pentru că... Și de ce vă pun întrebarea? Pentru că dacă ai intrat în acest program, ești obligat să, să fii corect, să, să, fii disciplinat, să, să raportezi da, dar vreau să vă spun un singur lucru. De exemplu, dacă să abordăm uh, programul Incipis și momentele uh, foarte concret. În momentul în care cetățeanul se autorizează cu IDNP-ul, cu numărul, cu, numărul de identificare propriu a fiecărui cetățean, uh, pe platformă face două poze a echipamentului electrocasnic, indică locația de unde poate fi preluat și vine mașina și preia echipamentul, el semnează o declarație că este beneficiar efectiv și va oferi în caz de necesitate accesul a, reprezentanților Uniunii Europene pentru a vedea echipamentul electrocasnic nou. Punct. Asta înseamnă că cetățeanul cu acel voucher merge la magazin electronic sau de hârtie sau dublat și și își procură un alt echipament electrocasnic nou cu eficiență energetică sporită și îl utilizează. Ceea ce, din fapt, din start asigură faptul că nu vor exista în, în mare, mare majoritatea cazurilor, mă scuzați de expresie, șmeche, care vor uh, utiliza acest program pentru îmbogățire, îmbogățire ilicită. Deci noi am prevăzut inclusiv și acest moment, inclusiv și în cadrul autorităților publice este și mai ușor că dacă noi cunoaștem, dar noi cunoaștem mai mulți primari, nu am văzut vreo unul care să nu vrea pentru localitatea sa să facă mai multe proiecte și majoritatea proiectelor pot fi văzute de oameni și obligatoriu datorită raportărilor și mai multor momente tot va fi transparent. Iar cu tinerii este și mai, cum să-i spun? Mai simplu, da? Mai simplu, dar totodată și tinerii poate și de asta și sunt foarte uh, apatici și dornici de a pleca din țară și nu doresc să se implice și de multe ori polițienii și întreabă de ce tinerii nu să la vot. Pentru că nu sunt auziți, nu sunt întrebați, nu sunt ascultați, nu sunt promovați. Dar noi așteptăm să... din partea lor mai mult activism, să, să uh, ei să se implice, dar, ei să vrea să, să schimbe lucrurile. Dar noi nu le oferim lor uh, absolut nicio posibilitate de a se implica. Da, exact. Și atunci, prin acest program, noi am demonstrat că tânărul, ne uitând experiență vârstă, dar uh, Poate accesa, dacă, dacă manifestă seriozitate, fonduri europene direct. Și da. lui se pot încredința aceste fonduri și el poate lansa o afacere cu fonduri europene. Și atunci el va fi viitorul lider, responsabil, integru și corect. Domnule Calestru, avem încă un minut și jumătate până la finalul emisiunii. E timp în care vă rog să ne spuneți de ce are nevoie acum programul ECIPES pentru ca să începem să-l implementăm? <laughs> uh, un singur lucru, ca un simplu uh, gest, o scrisoare, o, un dialog, o întrevedere uh, cu un lider care ar vrea să susțină 200.000 de familii, 500 de primării și 2000 de, 2.000 de tineri care este ascultat și auzit de Uniunea Europeană se spune direct și franc că o susține acest program oferind cetățenilor Republicii Moldova posibilitatea de a fi susținuți direct de Uniunea Europeană. Că există această posibilitate. Nu este doar una teoretică și oricine va accesa id de Moldova, dar o poate face foarte simplu, poate vedea că cetățeanul Uniunea Europeană este auzit, ascultat, doar că politicianul trebuie să susțină acest cetățean. Deci, i-ați scris scrisoare doamnei Maia Sandu, președintele Republicii Moldova și așteptăm răspuns de la dumnei, deci semnalul de la dumnei. Da. da. Pe această notă optimistă încheiem această emisiune și acest dialog pentru care vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și publicului care a ascultat programul. Îl invit să ne urmărească și pe mai departe. Fiți și pe mai departe cu Postul Național de Radio. Radio Moldova împreună pe aceleași lungim de unde. Aici, Chișinău, Radio Moldova. Este ora 11. Радио Молдова. Новости. Здравствуйте в студии. Александр Петков. В начале выпуска коротко о главном. Рабочая группа судила изменения цен на социально значимые товары. В правительстве рассмотрели строительство ЛЭП в Улканешт-Кишинеу. Политические представители переговоров по Приднестровскому урегулированию впервые встретились в этом году. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха плюс 1, плюс 6 градусов. Далее подробности. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурия провел совещание с членами рабочей группы, ответственными за анализ и мониторинг цен. Они обсудили последние тенденции в изменении цен на лекарства, продукты питания и нефтепродукты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Представитель Наре пояснил, что рост цен на нефтепродукты связан с повышением акцизов с 1 января 2021 года. Исполняющий обязанности премьер-министра распорядился создать рабочую группу, которая проанализирует нормативную базу устанавливающий способ регулирования цен и представит поправки в законодательство для применения более эффективного метода. Мы должны, считает Аурелья Чакой проанализировать ситуацию в этой области и при необходимости подготовить изменения в законодательстве, чтобы не пострадали ни государство, ни потребитель. На заседании госсекретарь Минздрава Татьяна Затык представила информацию об изменении цен на лекарства, используемые при лечении COVID-19. Учитывая, что законодательством не предусмотрено регулирование цен на пищевые добавки, которые используют при лечении инфекции COVID-19, цены на этот вид продукции выросли. Стоимость лечения COVID-19 довольно высока, сказал исполняющий обязанности премьер-министра. Важно, чтобы Министерство здравоохранения внедрило механизм взаимодействия, чтобы граждане были проинформированы о компенсации за лекарства лечения коронавируса, заявил Чакой. Также на заседании проанализировали тенденции роста ценных либобулочные изделия и крупы из-за снижения объемов урожая в прошлом году. Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Михаил Македон заверил, что ведомство предпринимает все меры для поддержания необходимого уровня цен и запасов. Как подчеркнул Аурельчук необходимо еженедельно отслеживать объемы экспорта, чтобы продолжать обеспечивать продовольственную безопасность страны, передает ньюсмейкер. Кабинет министров утвердил создание комиссии по предварительному изучению для провозглашения общественной полезности работ национального значения по строительству воздушной линии электропередачи в Улканешке Шинеу. Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой протоколу, работы является частью проекта взаимоподключения электрических сетей Республики Болдова и Румынии «Первый этап». Проект предусматривает строительство воздушной линии электропередачи протяженностью около 158 километров, которая пройдет по территории 35 населенных пунктов из 9 районов страны, включая Тогагаузия и Кишинеу. Созданная комиссия будет проводить на территории рабочие встречи с представителями местных органов власти первого и второго уровней, в территориальном радиусе которых будут проводиться работы. Несинхронное взаимоподключение электрических сетей Республики Молдова и Румынии – важный шаг для нашей страны на пути к интеграции в единый европейский рынок электроэнергии. Это обеспечит более высокий уровень энергетической безопасности за счет диверсификации источников электроснабжения, создания благоприятной конкурентной среды на рынке электроэнергии в стране, что вследствие обеспечит снижение цены для конечных потребителей, передает мол пресс. Вопросы молдавско-турецкого сотрудничества в различных сферах, особенно на парламентском уровне, обсудили на встрече председатель парламента Зеленогоричаны и чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики в Республике Молдова Гюрел Кюсюэр, сообщает Главное управление парламента по связям с общественностью. В ходе беседы была также обсуждена политическая ситуация в Республике Молдова. Спикер проинформировала посла о возобновлении деятельности молдавских депутатов в рамках постоянных парламентских комиссий. О речь очередной весенней сессии законодательного форума передает мол пресс. Штаб БСЕ в штаб-квартирах миссии ОБСЕ в Кишиневе в формате видеоконференции прошла первая в этом году рабочая встреча политических представителей в переговорном процессе по Приднестровскому регулированию с участием Ольги Чеботарь и Виталия Игнатьева, на которой присутствовали представители участников переговорного формата 5 плюс 2, сообщает Бюро по реинтеграции. Обсуждения были сосредоточены на развитии обязательств, согласованных в так называемом пакете «Берлин плюс» с акцентом на текущую ситуацию существующей проблемы позиции сторон и действия, которые необходимо предпринять в будущем для полной реализации протокольных решений, подписанных в 2017-2018 годах. Мост между селами Гора Байкулы и Бычок, хорошее функционирование школ с преподаванием на латинской графике, сельскохозяйственные земли в районе Дубасари, а нейтральных образцов дипломов, документация транспортных средств с нейтральными номерами телекоммуникации. Также решение проблемы свободного передвижения соблюдения действующих процессуальных требований при рассмотрении дел, связанных с деятельностью компетентных правоохранительных органов. Политические представители согласились, что они будут поддерживать постоянное взаимодействие для достижения ощутимых результатов, подтвердили наличие явной политической воли к участию и продвижению в решении основных проблем граждан и отметили необходимость продуктивных консультаций со специальным представителем ОБСЕ, который до конца месяца посетит Молдову с рабочим визитом, передает Молдпресс. Примария Кишинеу проводит конкурс на разработку концепции модернизации двух зеленых зон в центре столицы Сквера на проспекте Штефан-Челмаре и сквера у дворца республики передает молпресс. Концепция включает в себя как обновление тротуаров, так и зеленых насаждений. При разработке этих двух концепций авторы должны будут учитывать как градостроительную документацию действующей нормы, а также руководство по дизайну улиц города Кишинел. Срок подачи предложений 4 февраля этого года, победители конкурса будут определены и объявлены 5 февраля. Зарубежные новости. Джо Байден принес присягу и стал 46-м президентом США. О том, как это происходило, рассказывает Euronews. Торжественная церемония инаугурации состоялась на ступенях Капитолия. Свою клятву Байден произнес, положив левую руку на семейную Библию, которую держала перед ним супруга Джилл. Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дело-дело демократии. Немногие люди в истории нашей страны сталкивались с более серьезными проблемами, жили в более трудные времена, чем мы сейчас.